Da, așa cum ați fost informați, vom premia imediat olimpicii Crăciun Ioana și Goriuc Antonia, rog să poftească în scenă. La olimpiada, da? De literatură și limba română. Apoi, botezatul Denisa Elena, tot la olimpiada de literatură. Bucur Cosmin, limba și literatura română. Mihai Alexandra, limba și literatura română. Dezdrobitul Delia Dumitrița, olimpiada de limba și literatura română. Îi rog pe acești copii să poftească în scenă. La șac, Barabașa Paula, deaconul Eusebiu, trebuie să ne grăbim un pic, Hârbu Ștefan și bratul Sergio. Haideți copii, haideți. Aș ruga să poftească lângă dumnealor în scenă și acei profesori care au stat la baza și la consolidarea acestor copii, care i-au învățat, care i-au îndemnat să poată să stea cu mânuța pe carte și cu gândul, bineînțeles, tot acolo, cu mâna o ține mai mult pe carte. Da, copii, mergeți mai încolo. Domnul Ian Pașcu este cel care a consolidat acești copii și i-a învățat și i-a instruit la șah. Rog, la limba și literatura română, dacă este cineva, da. Doamna profesoară Maftei, toate felicitările noastre. Și doamna profesoară Isachie Elena, felicitări doamnelor și cred că la anul vom avea mult mai mulți, da? Da. Invit în scenă și văd că este deja doamna Genovica Mazilu de la Școala Dofteana și doamna Elena Bertalan. Două cadre didactice, învățătoare de profesie, în care anul acesta, știm cum zicem noi, au pus arma jos, au ieșit la pensie. Toate felicitările din partea Unității Administrativ-Teritoriale Dofteana pentru aceste două cadre didactice care au ieșit la pensie, care s-au implicat cu privire la educarea celor copii care i-ați văzut aseară pe scenă, cu acele dansuri populare, care au fost formați de dumnealor începând cu clasele a 1-a și până în clasa 8-a, chiar și lor actuală mai colaborează. Deci felicit pe doamna Elena Bertalan, felicitări doamnă, să rămână. Dumneavoastră meritați mai mult. Împreună cu doamna Genovica, care la fel în egală măsură, și cu dumneavoastră. Felicit acești bravi copii, felicit inclusiv doamna profesoară Isache, domnul profesor Iulian Pașcu, doamna învățătoare Vasuloiu, actuală profesoară, pentru îndemnul care le-a dat acestor copii și astăzi sunt premiați. Acești copii vor primi premiile în bani, deci atenție cei ce gestionați sumele de bani, primesc premiile în bani după ce coboară de pe scenă. Copii, felicitări și la anul aș vrea să fie plină scena, să nu încapă. Poate găsim bani pentru dumneavoastră. Mulțumim frumos!